cu Direcția Agricolă, după cum bine știți, am ținut să marcăm această zi, care a fost declarată 10 octombrie, care a fost declarată Ziua Națională a Producătorului și a Produsului Românesc, alături de noi fiind Direcția Agricolă, venind în sprijinul acestor producători cu logistică și cu tot ceea ce pot pune la dispoziție. Acești producători sunt veniți din diferite colțuri ale țării. Ați văzut că avem producători de la Sibiu și din județul nostru foarte mulți. Aceasta a fost și intenția noastră, de a promova producătorii din acest județ. Sunt producătorii care au fost de la deschiderea târgului de toamnă 2017, adică a 16-a ediție a târgului tradițional de toamnă, care îl organizează Secerhale și Piețe. Și după cum vedeți, sunt în continuare alături de noi să marcăm și această zi, care este de o importanță deosebită, având în vedere că trendul este de a sprijini acești producători cu tot ceea ce înseamnă și logistică și informație.